Clipe cumplite pentru doi copii care au murit după ce tatăl lor i-a aruncat în apele unui lac de acumulare din județul Bacău. Un nou caz îngrijorător a cutremurat întreaga țară. Un bărbat în vârstă de 30 de ani, tată a doi copii de 4 respectiv 5 luni, s-a aruncat în apele barajului Berești din județul Bacău. Cei mici au decedat, iar trupul bărbatului încă nu a fost găsit de echipajele de poliție. Bărbatul în vârstă de 30 de ani plecase de acasă cu doi copii minori de 4 ani și respectiv 5 luni, după ce amenințase că se aruncă în apele barajului Berești din județul Bacău. La fața locului s-au deplasat mai mulți polițiști care au scos copiii din apă inconștienți, după care le-au acordat primul ajutor până la sosirea ambulanței. Manevrele de resuscitare au fost însă în zadar, copiii fiind declarați decedați. Potrivit unor apropiați ai familiei, un al treilea copil de 6 ani a apucat să fugă cu bicicleta la bunici imediat ce a izbucnit cearta dintre părinții săi. Bărbatul este în continuare căutat, atât în apele barajului Bereș, cât și pe uscat. Tragedia din Bacău are loc la doar câteva zile după ce o mamă s-a aruncat împreună cu copiii săi de pe un bloc de 10 etaje în Timișoara. Marius Florea, călăul propriilor copii, este și acum de negăsit. Mulți oameni din zonă se tem că bărbatul ar putea reveni la domiciliu pentru a-i face rău partenerei sale. Lucica Florea este în stare de șoc și a mărturisit că nu mai are nimic de pierdut. Cel de-al treilea copil al familiei, în vârstă de 6 ani, a reușit să scape.